Până atunci a început concursul grătarelor, iar cel care îl va câștiga va primi un grătar de peste 10.000 de ron. Ei bine, în afara concursului, o bucătăreasă care a mai adus o ciorbă de senzație la emisiune a făcut o demonstrație de grătar. Dar, repet, ea nu a participat la concurs, dar a vrut să le arate participanților calea către grătarul perfect. Odin a invitat în curte și ne-a făcut o demonstrație ca la carte, de la care trebuie să-și ia notițe toți grătaragii care se visează profesioniști. Pregătită cu preparate din toate felurile, frigărui, piept de pui, ceafă, mici, pastramă, Odin s-a pus repede pe treabă, că doar asta îi place cel mai mult. În ajutor i-au venit și fiica sa Alina, sora Mirela și fiina Dana. Mă pasionează foarte mult... Nu numai că pentru mine grătare și frigărui și din astea sunt nimicuri, cum s-ar zice, dar am îndrăgit foarte mult această meserie și probabil că de aia nu mi se pare greu nimica. Toată viața a fost bucătăreasă? Nu, nu. Profesia mea de bază era în domeniul aprovizionării, șef serviciu aprovizionare. Mm-hmm. E, având în vedere că iubeam foarte mult această meserie, atunci sigur că m-am reorientat după Revoluție și am făcut cursuri și toate m-am documentat și am trecut pe partea bucătăriei. Ce vârstă aveați când ați intrat pentru prima dată în bucătărie, când v-ați făcut bucătăreasă? Cam vreo 30. 32 de ani. La 55 de ani, Odi a renunțat la Zalău și s-a mutat la Breaza. Ea este bucătăreasă în restaurantul fiicei sale, Alina. Am înțeles că sunteți renumită în zonă, că foarte mulți vă caută mâncarea. Ce are mâncarea dumneavoastră în plus față de a celorlalți? Cel puțin aici, în zonă, este... Știi ce are? Dragoste. Gust. Și multă dragoste. Secretul. Gustul. Niciodată mama... Nu, Odi, ca așa îi spune, da. Odi, nu făcea după rețete, nimic. Deci ea tot timpul improviza. De câte ori vrea să facă ceva, o prăjitură, o mâncărică, ceva după rețetă, niciodată nu ieșea. Toate fripturile, grătarele, frigăruile sunt gata. Mai avem de prăjit mici și grătarele din piept de pui. Mirela, dă-mi, te rog frumos, mici. Dar care e secretul dumneavoastră la grătar? E, grătarul, ca să fie bun și fraged, să fie extraordinar de bun, este să fie marinat înainte. Dacă este marinat, atunci nicio șansă nu este ca să fie tare carnea, ca să nu fie fragedă, ca să... Deci asta este secretul care l-am învățat eu de la un foarte bun bucătar. Mirela, dar cum e Odin bucătărie? Este responsabilă de ce înseamnă mâncare la evenimentele din familie? Da, bineînțeles, nu se face nimic fără Odin. Gata, rezultatul final, nu? Da, este... Un platou imens. Da, așa. Haideți, este. Să-l punem pe masă. Să-l punem pe masă, să... Asta e rezultatul muncii dumneavoastră muncii de câteva... noastre, da, nu numai eu singur cu... De câteva ore că au stat la macerat... Exact, așa este, așa este, la macerat, la prăjit, la așa... Arată foarte bine. Sunt convinsă că îi dați pe spate pe toți dacă la petreceri faceți astfel de platouri. Da. Îi dați pe spate pe toți, cu siguranță. Spuneți-mi, da. Care este preparatul dumneavoastră preferat din ce aveți aici? Ceafa de porc. Ceafa de porc. Și al dumneavoastră? Frigăruile. Cum ești, preparatele bine? Cu multă veselie, că vă văd un om veselie, foarte vesel, pozitiv. Acum... Multă veselie, multă poftă de viață și da, muncă, da, da. Muncă. Păi multă, dacă nu ești optimist și nu ai încredere. Deci, în primul rând, trebuie să ai încredere în tine. Ceea ce vrei să faci, am încredere că trebuie să fac. Exact. Și iese, nu se poate problema. Veselia? Aia e pe locul 2, după ce e gata toate, e veselia. Eu vă transmit numai sănătate, bucurie, veselie și vă pupă o dipătăți. Ce mai atâta încoace încolo și hai la mâncare la toată lumea!